Excelența sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Derek Hogan. Domnule ministru apărării Voicu, domnule primar Grigureșin, dragi prieteni, parteneri, onorată asistență, bine ați venit la Ziua Americii aici, la Belz. Mulțumesc. Дорогие друзья, партнеры, уважаемые гости, добро пожаловать на День Америки в Белцах. De când mă aflu aici, în Moldova, am avut ocazia să călătoresc prin această țară frumoasă, să cunosc foarte mulți oameni și să aflu despre tradițiile și obiceiurile dumneavoastră. Și acum este timpul să vă returnez Favoarea. Prin zilele Americe ne-am propus să aducem în Moldova o particică a Statelor Unite ale Americii. De aceea venim cu mâncare americană, muzica americană, sporturi americane și filme americane. Nu doar la Chișinău, dar și la Tiraspol, Soroca, Taraclia, Comrat, și aici, la Belz. Este posibil să fi văzut logo-ul nou al ambasadei, o strângere a două mâini și cuvintele succes împreună. Acesta este un simbol al parteneriatului de durată pe care l-am construit împreună cu Republica Moldova în ultimele decenii. De la independența Republicii Moldova, Statele Unite au investit peste 25 miliarde de lei pentru a ajuta Moldova să-și consolideze economia, să îmbunătățească securitatea regională, să combată corupția și